O copilă a ajuns la spitalul din Câmpul Lung Mușel, astăzi suspect fiind de toxinfecție alimentară. Asta după ce au consumat la școala din localitatea Dragoslavele laptele și biscuiții distribuiți prin programul guvernamental. La doar un sfert de oră după ce au consumat produsele din programul guvernamental Lapte Corn, în speță lapte pasteurizat și biscuiți, mai mulți copii s-au simțit rău. Din cauza durerilor de stomac, profesorii școlii din Dragoslavele au sunat la 112. Trei ambulanțe au luat elevii chiar de la școală și au dus la urgența spitalului municipal din Câmpul Lung Mușel. Ce-ai pățit? Ce te doare? Burta, simți rău? Te doare burta? Am făcut triajul epidemiologic în funcție de gravitate. Cei mai afectați au fost luat de echipajul cu medic, după care de cei echipajul cu asistent și cei care nu au avut decât o simptomatologie minoră digestivă, deci smotor. Descoperă? Da? 7. Cu simptomatologie digestivă, dar stabil, echilibrat, hemodinamic și respirator. Da? Toți copiii acuzau dureri abdominale și vărsături. La școala din Dragoslavele erau 88 de copii, dar la spital au ajuns 9 dintre ei, cu vârste între 12 și 13 ani. Cazul a ajuns în atenția Direcției de Sănătate Publică și Inspectoratului Școlar Județean Argeș. Ce au consumat copiii? Ce au în comun? La ora 10 s-a servit programul guvernamental Lapte Corn și este cam un singur indiciu la acest moment de un consum alimentar organizat, dar este vorba despre 7, respectiv 9 cazuri la momentul acesta și sper să fie decât atât, iar programul Lapte Corn s-a desfășurat în acea unitate de învățământ pentru 88 de copii. Deci nu putem să spunem că din cauza laptelui sau cornului servit sau copiii au acuzat aceste dureri. E posibil ca și în pauze, în recreație, să fi servit alte produse de la chioșcul de la școală. Sunt mai multe cauze. Toți acești copii au consumat laptele care se distribuie în cadrul programului Lapte și Corn. Laptele a fost distribuit în jurul orei 10, copiii l-au consumat în pauzele următoare, după care a început să apară simptomatologia, aceasta constând în dureri abdominale la toți cei 9 copii și 4 au prezentat și vărsături. În prezent, cei 9 copii se găsesc internați pe secția de boli infecțioase de la Spitalul Câmpul Lung. Starea lor este bună în acest moment. Laptele era în termen, inclusiv biscuiții care se distribuie în cadrul acestui program Lapte și Corn sunt în termen, iar condițiile de păstrare de la școală sunt bune, sunt conforme.